În această săptămână, Poliția Română organizează la nivel național o nouă ediție a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității, acțiuni care se desfășoară și în județul Hunedoara, în special în unitățile de învățământ, printr-o colaborare a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Polițiștii, alături de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, s-au aflat astăzi în mijlocul elevilor de la Colegiul Național Decebal din Deva. Ne-am deplasat într-adevăr la Colegiul Național Decebal pentru a susține astăzi o temă privind prevenirea violenței atât în familie cât și a violenței în mediul online sau a violenței în mediul școlar, pentru că aceasta reprezintă, practic, prevenirea acestui fenomen, reprezintă o prioritate pentru Poliția Română. Vă reamintim faptul că ne aflăm în Săptămâna Prevenirii Criminalității, un eveniment național, o campanie națională concentrată pe diferite aspecte, să spunem, care ne preocupă în mod deosebit și care afectează într-un mod negativ, spunem noi, evoluția societății. Vorbim despre discriminare, vorbim despre siguranța în mediul online, despre violență, dar și despre siguranța rutieră. Fiecare din zilele acestei săptămâni va fi dedicată unei astfel de teme. De această dată abordăm această temă împreună cu partenerii noștri de la Direcția pentru Asistența Socială și Protecția Copilului și dorim să le prezentăm elevilor câteva aspecte atât legale cât și aspecte ce țin de comportamentul civic, astfel încât fenomene de natură antisocială să devină practic o raritate. Colegiul Național Decebal din Deva este o școală de top din județ, dar și din țară, unde nu se pune problema comiterii unor fapte violente. Conducerea colegiului consideră că acțiunea este oricum binevenită, pentru că decebaliștii, deși au o conduită exemplară în societate, pot deveni victime ale unor fapte antisociale. Prevenirea criminalității este o temă de actualitate și suntem conștienți că cel mai bine noi putem preveni acest fenomen, de aceea organizăm întâlnire cu specialiști din cadrul poliției, specialiști din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului, organizăm asemenea activități încât elevii noștri să știe ce înseamnă criminalitate, cum pot fi victime ale criminalității, cum pot să prevină acest fenomen. Mă bucur că instituțiile abilitate colaborează cu unitățile de învățământ și iată că împreună credem că îi putem ajuta pe tinerii noștri să crească sănătoși, să devină cetățeni onești în societate. Acțiunea de astăzi a fost inspirată intitulată Să exmatriculăm violența, iar scopul acesteia a fost transmis elevilor de către specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. O să intru direct în materia, să vorbim despre violență. Ce presupune, care sunt tipurile, ce putem face și o să începem chiar acum. O să abordăm, să exmatriculăm violența, așa mai ales pentru dumneavoastră ca și temă pentru astăzi. Este una din temele date de săptămâna prevenirii, date de Poliția Română. Grupul țintă pentru acțiunea de astăzi de la Decebal a fost unul bine ales. La acțiunea de prevenire a criminalității participând elevi care au în jur de 16 ani, vârstă de la care intervine răspunderea penală. Mi se pare foarte importantă pentru copii din ziua de azi, viitor cetățeni, pentru că în primul rând îți imprimă un sentiment de siguranță și întărește comunicarea dintre oamenii legii și cetățenii de rând. În al doilea rând, mi se pare important să știm, să prevenim posibile infracțiuni, să știm să ne apărăm cumva de acestea și e important ca elevii care deja, noi suntem de 16 ani, cam asta este vârsta, răspundem penal, să avem cumva simțul responsabilității, asumării în noi. La rândul lor, cei de la DGASPC Hunedoara, parteneri în această acțiune, au reamintit că există și un număr de telefon unic 119, fără taxe suplimentare, la care se pot raporta orice violențe comise împotriva minorilor.
avem grijă de toate categoriile de copii care ne intră atât în competența teritorială, cât și pentru toți cei care ne solicită sprijin sau servicii specializate, și cu atât mai mult în momentul în care avem parteneri Inspectoratul Județean de Poliție și Colegiul Național Decebal. Dorim să transmitem un mesaj foarte simplu pentru toate categoriile de copii și de tineri, că violența este interzisă. Și în acest sens, noi acordăm servicii specializate în cadrul DGASPC Hunedoara. Mai nou avem un serviciu non-stop pentru telefonul copilului. Numărul este 119, care este cu apel gratuit și se asigură inclusiv servicii de informare și consiliere psihologică celor care doresc să afle informații despre servicii specializate sau vor să sesizeze o formă de violență, o formă de violență asupra copilului, respectiv o formă de abuz, o formă de neglijare sau o formă de exploatare. Acțiunile organizate în cadrul campaniei naționale Săptămâna Prevenirii Criminalității vor continua până vineri 27 mai. Polițiștii hunedoreni urmând a fi prezenți și în alte unități de învățământ din județ, dar și în locuri publice, pentru a informa populația despre efectele nefaste ale violenței.